nu te băga eu în clor pe gât să distrug eu corzile vocale. Tu le distrug eu, nenorocitul, eu ți le-am regat, eu ți le distrug. Eu te-am povit-o de despovestie, al dracu să fii. Lasă-o în pace pe mădălina miu, nenorocitule. Mandatul e indeterminat care ești. Te ajută, mădălina miu, băi, nenorocitule. Băi, sclavul lui Nec. Băi, mădălina miu ți-a făcut piese. Mădălina miu te-a ajutat, nenorocitul. Cristian Loriță, nimeni altul decât finul lui Nicolae Guță, nu a rămas insensibil la scandalul țancă Mădălina Miu, astfel că a pus tunurile pe manelist. Cel poreclit, Birică, a fost nemulțumit de faptul că țancă a numit-o pe Mădălina șopârlă, dar și pentru că le-ar fi cerut artiștilor prieteni cu el să nu mai cânte piese ale soției lui, cu care se află în divorț. Munci pentru Nex Lugă ca să ridice și pe la nivel, că nu știa el să ține microfonul. Mandatul de țancă s-a luat chiar de Mădălina Miu, pușcara Giașu, mandatul ăsta e determinat. Da, să vă trăiască copiii vârtii, că în seara asta i-a arăt eu lui că ajunge la știri. Femeia aia a fost cu mintele oamenilor de el. Sluga asta lui Nec. El a fost sluga lui Nec. El, piesele, nu le-a scos mandatul ăsta care e indeterminat. El a făcut un leg, avea contract cu Nec și el a muncit pentru Nec 2 ani, dar a ajuns și el în bijamale, că le spune că e în training, dar e în bijamale. Nenorocitul câinele e în bijamale, e jucăl. Ăsta care jură faci ca bobocel. E unde dracu avea el piesele? Piesele sunt ale lui Nec, a muncit pentru lui Nec, a stat angajat lui Nec, a fost lucrat lui Nec. Dar de toate Mădălina Miu. La Mădălina Miu nu plătea piesele.